Alianța electorală PSD-UNEPR-PC și-a lansat la Romexpo candidații pentru alegerile europarlamentare în prezența peste 10.000 de delegați din toată țara și a unor invitați de peste hotare. La acest eveniment a participat premierul Victor Ponta, președintele UNEPR Gabriel Oprea, președintele PC Daniel Constantin, precum și majoritatea liderilor USL, primari și parlamentari. Vă promit că o să vă conduc și de această dată la victorie. Am fost cea mai numeroasă delegație din țară, fiindcă Argeșul este un județ puternic și ne dorim ca și prin contribuția argeșenilor să arătăm că suntem mândri că suntem argeșeni, să arătăm că suntem mândri că suntem români, să arătăm că suntem mândri că suntem social-democrați și că trăim într-o Românie puternică. Printre invitații de peste hotare s-a numărat și președintele Parlamentului European și candidatul Partidului Social European pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, Martin Schulz.